După 3 ani de pauză, școala de instrucție pentru forțele aeronautice de la Boboc a reluat tradiția show-ului aviatic Bobas. Rând pe rând, piloții militari și cei civili și-au arătat măiestria la manșă. Manevrele i-au încântat pe spectatori care au aplaudat și au tresărit la fiecare acrobație spectaculoasă și periculoasă deopotrivă. La fel de impresionantă a fost și prestația parașutiștilor militari și sportivi. Mai pe dreapta, Laszlo Ferenc, instructor de avion ultraușor și planor. Peste 5.000 de ore de zbor. Lupi cu formația. Mai pe stângă. Ioan Ursu, peste 3.000 de ore de zbor, instructor avion ultraușor și planor. Extraordinar ceea ce vedeați că fac aeronavele Aeroclubului României, o face aeronava de transport C-27 și Spartans Vortis. Elicopterul iar între prezură toate variantele. A fost prezentat și un exercițiu tactic de recuperare a unui pilot catapultat în teritoriu inamic. Din păcate, se pare că a fost deconspirat de către forțele inamice, care vor face tot posibilul pentru a-l captura. Au deschis focul, ceea ce este dificil, nu te poți expune focului. De obicei, în acest gen de misiuni de capturare este clar stabilit dacă este capture sau kill, adică dacă trebuie capturat viu sau trebuie omorât. În acest caz, fiind o persoană de foarte mare valoare, pentru că deține informații, fiind pilot, militar, atunci acesta trebuie capturat viu. Forțele artileriei inamicului sunt pregătite să coboare orice aeronavă, să încearcă coborirea aeronavelor proprii. Surpriza show-ului au fost aparatele Eurofighter Typhoon, aparținând forțelor aeriene italiene, participante la misiuni de poliție aeriană în zona Mării Negre. 2 la număr venite de la Constanța, aparatele de vânătoare au avut o evoluție de câteva minute. Eurofighter Typhoon, forțele aeriene ale Italiei, cu farul aprinse, trenul scos, formația strânsă. Iar R-99 este avionul pe care se antrenează viitorii piloți de vânătoare ai României. Acest tip de avion, de concepție și fabricație 100% românească, va fi modernizat începând din acest an la fabrica de avioane de la Craiova. Ștefan Puțincu, pilot pe avionul IR-99, mai are câțiva pași de urmat pentru a deveni instructor de zbor pentru viitorii piloți de F-16, avionul de vânătoare pe care se bazează forțele aeriene române. În acest moment am aproximativ 450 de ore de zbor în carieră, din care pe această aeronavă IR-99 standard 250. Care ar fi următorul pas? Ce ți-ai dori pe mai departe? Un Typhoon? Ceva? Următorul pas pentru mine ar fi instructoria, pentru a învăța noile generații care vin să zboare pentru prima dată un avion cu reacție, să-i învăț tot ce au de făcut și să-i îndrum cât de bine pot pentru
a fi zborul cât mai sigur și cât mai precis și cât mai ok. Evenimentul de sâmbătă a coincis cu primul zbor al pionierului aviației românești, Aurel Vlaicu. În anul în care se aniversează 110 ani de aeronautică militară, chiar în ziua în care sărbătorim primul zbor al lui Aurel Vlaicu, pionierul aviației românești și cel al cărui nume, baza aeriană Boboc, îl poartă, avem șansa ca azi să avem aici, în baza aeriană, toate aeronavele existente, toate tipurile din forțele aeriene și nu numai. După ce l-au urmărit în aer, spectatorii au și putut atinge câteva dintre aparatele de zbor. Au fost expuse la sol aparate reprezentative ale forțelor aeriene române. Potrivit organizatorilor, la mitingul aviatic organizat de Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene Aurel Vlaicu de la Boboc, au participat peste 12.000 de persoane.